Bună ziua, dragi prieteni, din Capricorn. Haideți să vedem la Capricorn. Aici. Vă gândiți aici... Această persoană la care vă gândiți, care nu vă spune nimic, vă întrebați de ce. De ce a plecat și nu vă spune nimic? Pentru că această persoană nu știe ce să facă, nu știe în ce direcție să meargă, nu are nicio direcție. Da? Spune că este întreruptă această relație. Este întreruptă, este terminată această relație. Că el umblă prin lume, că simte pasiune pentru dumneavoastră, dar parcă nu știe. Nu are nicio direcție, da? Parcă se învârte singur. Că această persoană este plecată definitiv din viața dumneavoastră, că nu mai are cale de întoarcere, de ieșire. Poate să fie cu cineva din obligație. Că așa simte pentru dumneavoastră, văd, dar eu, eu cred că este închis, este din obligație cu cineva. El sau ea. Da? Și hotărât, parcă luați o hotărâre totuși sau ia o hotărâre acea persoană să crească această relație cu dumneavoastră. Oricum, această persoană, să vă spun, simte pasiune pentru dumneavoastră, dar nu, nu știți de ce se comportă așa. Eu zic că nu veți fi împreună cu această persoană. Parcă vă hotărâți și Totuși vă hotărâs pentru altcineva. Eu văd că vă gândiți la altcineva sau începeți să simțiți ceva pentru altcineva sau veți cunoaște pe altcineva, da? Dar cu această persoană deocamdată nu vă bine. Cam asta a fost pentru Capricorn. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.